Prima noastră invitată, oameni buni, a trecut de la actorie la gospodărie și o face cu foarte mult talent. Nimeni alta decât inegalabila actriță Tora Vasilescu! Haideți să ne duelăm! Sărut mâna! Și bine ați venit! Te sărut, miroase! Mamă, cimbru! Da! Nu? Busuioc! De toate ați adus. Băieții au recunoscut de la Mojito menta. Menta, asta e menta, păi normal, cum să nu? Băieții, credeți că nu știu băieții cum se face acolo? Și ce facem? Asta e pentru dumneavoastră. E super. Facem schimb așa de flori? Sigur. Foarte frumos, mulțumim mult de tot. Remarcabila, extraordinara Tora Vasilescu, oameni buni, o femeie fabuloasă. Sunteți extraordinară, sunteți extraordinară. Sunt superbe. Și dumneavoastră sunteți superbă. Ce m-a zis înainte de a intra în direct? Că v-am văzut așa, pe cuvântul meu, vă și văd așa pe o plajă, nici nu contează unde. Spania, în Grecia, arăta senzațional. Sunteți optimistă, nu știu, și culoarea să vă vine perfect. Degeaba mă lauți că eu sunt conform vârstei. Certificatul de garanție l-am depășit, acum sunt pe cont propriu. Nu e adevărat, certificatul de garanție a fost extins pentru că Tora Vasilescu. Crezi? Da, sunt arătat superb și cred că... Cum ne așezăm? Stați asta acolo, vă rog. Și cred că certificatul de garanție a fost extins, știți de ce? Pentru că astăzi și cei de acasă și noi o să înțelegem ce trebuie să faci ca să ai o viață sănătoasă. Și de asta spun că certificatul dumneavoastră de sănătate a fost extins de garanție, pentru că practic v-a schimbat stilul de viață și sunteți un alt om. Cum ți-am spus, acum pe mine rămâne să mă îngrijesc cât pot de bine. Și ultima mea preocupare, de exemplu, este pentru minte. Știi că mulți se rușinează de corp, dar de minte nu prea se rușinează multă dar lume. Dumneavoastră mereu ați pornit și ați oprit mintea când ați zis, pentru că sunteți o actriță senzațională. Nu mă interesează așa de tare actoria, cât faptul să-mi pot menține memoria bună, sănătatea minții, energia, să meargă bateria bine, încărcarea cu energie. Și cum faceți toate astea? Trebuie să ne dați și nouă câteva sfaturi acum, să știm. Am înțeles că ați adus un curs de bunătăți? Da, da. De la dumneavoastră, ca să facem ora de sănătate astăzi cu produsele pe masă, ca să spunem așa. Ultima oară când ați fost la mine, ați văzut niște roșii verzi. Exact. Acum sunt colorate. Ciucă, te rog frumos să te aduci ca să spunem așa coșul cu bunătăți, ca să așa, nu știu unde să le pun lângă dumneavoastră. Punem în planul 2, întotdeauna am grijă. Vreau să pun florile cu dumneavoastră, că există aici comunicarea asta. Da, ia se spune când ai în spate. Uite-te aici. Da. N-am mai văzut roșii de astea, Ciucă. Deci iartă-mă, am impresia. Astea sunt inima boului, din sămânță proprie, adică pe care mi-o păstrez de la an la an. Deci astea sunt roșii din grădina doamnei Tora Vasilescu. N-am mai văzut roșiile astea așa mari de... Nu e vorba de mărime, e vorba de miroase. Gust. De gust, pentru că nu sunt gelatinoase înăuntru cum sunt de obicei. Și sunt pe îngrășământ natural, nu pe azot. Da. Aș putea vorbi despre lucrurile acestea, dar nu vreau să mă înjure agricultorii. Și cu ce le faceți să fie așa de mari? Cu îngrășământ natural, cumpăr 10 căruțe, de exemplu, din când în când. De bălegar? De bălegar. Da. Da. Vine cineva și îl întinde. Și am grijă să le copilez când trebuie la timpul. Uite aici o vânătă, de exemplu. Deci am impresia asta că... deja poți să o tai, nu? Cașnițele. Deci nu pot să cred. E prima dată când, după foarte mult timp, noi stând aici la asfalt foarte mult, vedem niște produse care arată, într-adevăr, deci sunt ca bio, în amintirea copilăriei noastre. Sunt bio, deși noțiunea de bio ar trebui mult analizată. Corect. Dar spuneți-mi... Așa, uite aici, mai ai... Am văzut. Pentru că mi-a spus atunci Cristina să-ți fac gem de caise. Mă, asta e preferatul meu. Din copacul meu și aici, tot din copacul meu, ai gem de smochine. Nu pot să cred. Foarte frumos. Uite ce bine închegat că a rămas... Dar vreau, nu, trebuie să-mi spuneți chestia asta, să, cum visați, cum, de cum ați schimbat și lăsați mirosul roșu asta, că ne-a întors direct în copilărie. S-o gustați, dragii mei. Asta e alt soi, uite-l. Uite ce frumos arată. Super. Da, vreau să-mi spuneți, cum v-ați apucat de toate aceste... Dragul meu, din informație. Adică citindu-l cu mai mulți ani în urmă pe domnul Mencinicovski, pe profesor Mencinicovski, când am aflat despre organismele modificate genetic, când îl citesc acum, l-am citit
pe acest medic, nu medic, mediu medical, care face furori în America acum, toate actrițele la Hollywood țin dieta lui, Anthony Williams se cheamă, și care, mă rog, e posesorul acestui har, channeling, comunică cu... Divinitate. Comunică cu, mă rog, subconștientul colectiv, subconștientul cosmic, spune-i cum vrei, și ne aduce informații care poate nici 50 de ani de acum încolo nu vor fi... divulgate. Da, divulgate. Și spune că dacă poți să faci un lucru bun pentru tine, cel mai bun lucru e să-ți cultivi propriile legume. Pentru că ele iau vibrația ta, îți vor aduce nutrienții necesari ție. Adică lucrurile sunt subtile și profunde. Nu e așa, țărancă, tora a devenit țărancă și cultivă. Din știință fac lucrurile acestea. Ca să nu mai vorbesc că sufletul meu îmi cere lucrul acesta să-l fac. Am ajuns la... Sigur, fiind actriță, am multă imaginație așa. Și dacă nu ud o floare, îmi trece prin cap. Dar dacă strig ajutor să o ud? Ce frumoasă ar fi lumea dacă am putea comunica cu pământul, cu natura. Noi mai mult... putem să comunicăm noi cu noi, dar acum să mai comunicăm și cu plantele și cu, da, natura. Noi mai nou ne urâm. Am citit undeva că dacă s-ar transforma ura asta în energie, am putea lumina tot pământul. Adică am face o economie. Cât de adevărat ar fi. Acum vedem imagine și de la seara dumneavoastră, pentru că dumneavoastră asta a zis. Domne, eu vreau să-mi cultiv toate lucrurile. Legumile mele, da. Nu mai am încredere decât în lucrurile pe care le experimentez eu. Nu mai vreau informații second hand, adică la mâna a doua. Vreau să învăț aceste lucruri. Vreau să învăț să comunic mai multe lucruri. Citind cartea Supermintea, de exemplu, te rog să o citești. Da. Vei afla cum să-ți ameliorezi energia. Deci, noi, prin datorită luminii, mă rog, infraroșii, putem, facem într-un fel... ca cum plantele fac fotosinteza. Deci, lucrul acesta se petrece la nivelul mitocondrii, dar mitocondriilor. Eu aș putea să vorbesc de lucrurile acestea, dar n-avem timp. E mai bine să citiți cartea. Mai bine să citiți cartea, pentru că e foarte interesant cum să faci la vârsta la care am ajuns, că așa am pornit, să mai ai energie, să ai poftă de viață, să ai drag de viață, să poți înțelege că noi, dumnezeirea asta este de fapt vibrație, energie, informație. Și să poți comunica cu aceste lucruri, să ai câteva momente în care ai reușit să știi cum să te duci în unde alfa, de exemplu. Pentru că acolo e vindecarea. Pământul are 6,8 herți. Când în alfa poți să câștigi această frecvență, se măsoară în herți. Și acolo apare vindecarea. Sigur că nu sunt perfectă, le pipăi, dar poate fi și bătrânețea interesantă și frumoasă. Sunteți extraordinară. Și când, de exemplu, de cu roșiile, când v-ați apucat? Și cu grădina, numai cu roșiile, cu ardei, cu vinetele, cu tot ce ați pregătit? De când am venit în Buftea și când am și terenul când acesta, acum vreo 12-13 ani. Ați zis, domne, vreau să mă mut acolo? Că, da, speram că o să-mi fie ușor când făceam teleplay-urile, telenovelele la Buftea. Și, într-adevăr, am căzut în genunchi și am mulțumit lui Dumnezeu când în 5 minute am ajuns. Numai că a urmat un serial în București și a trebuit să fac naveta invers. De la Buftea la București. Da. Așa se întâmplă. Viața e grea, dar totuși e frumoasă. Și atunci v-ați hotărât să faceți toate lucrurile astea? M-am hotărât. E adevărat că gena mea e din bunici țărani. Și e normal că am această apetență. Numai că eu am îmbunătățit această genă, că așa spun ultimile descoperiri științifice, că contează nu numai gena, nu e atât de importantă, cât mediul care, cultura pe care o ai. Da, o dezvolți, da. Și atunci... eu mi-am adus aminte de roșiile mamei, de au venit cineva la mine și a gustat din caise, din copac. Nu vă dați seama ce bucurie a avut. Adică gustul acela imediat al fructului cules. Pentru că dacă trece o oră, două, trei, nu mai are același gust. Uitați-vă pe piață, caisele au gust de burete.
Am vrut să facem un experiment, să luăm nectarină, caisă, prune, păi mere și cu cineva cu ochii închiși să guste, pentru că au toate același gust, nu mai dai seama, doar după textură poate noi să simți diferența. Noi ar trebui, diferența. Din ce am citit și ce cred, pentru că, știi, cultura e cu ce ai rămas după ce ai uitat ce ai citit. Că fructele țării tale, locului în care te-ai născut tu, ăla sunt bune pentru organismul tău. Cumpărați ceva de la piață? Nu prea. Aveți tot ce vă trebuie acum? Da. Și simțiți îmbunătățirea asta din toate punctele de vedere? Exact cum ziceați, mai multă energie. Vă simțiți mai sănătoasă, mai bine? Dragul meu, în moment când creierul acceptă un adevăr, atunci te și simți mai bine. Că totul ține de creier. Cum gândești? Iar dumneavoastră ziceați că vreți să țineți mintea asta întotdeauna vie. Și ce faceți? Adică care sunt tehnicile pe care le folosiți? De exemplu, haide să vă spun... Nu trece nicio zi fără să citiți. Nu trece nicio zi fără să faceți integrame, zic și eu. Da, da, sudoku. Sunt nebunită după sudoku. Da. De exemplu, la sfatul acestui domn Dave Asprey, parcă așa, mă rog, așa se citește probabil, beau cafeaua bullet, așa îi spune el, de la glonț, adică da, bulletproof. Să nu vă amuzați acum. Nu, pe cum deci e o cafea în care dimineață pun un cub de unt neapărat de la animale crescute cu iarbă, de la țărane, adică, dar trebuie să cunoști țăranul ăla, care vacă și chiar o duce la iarbă. Nu-i, nu-i cu concentrate. Mă rog, pun o lingură de ulei de cocos MCT, acela care are acid caprilic, mă rog, și o perioadă am mai pus, mă rog, acum mănânc niște lucruri cu gelatină. Nu vine denumirea acum. Colagen. Și puțin colagen. Da, și cu, neapărat cu mixerul mixat, 20 de secunde. E gustul ca o cafea cu frișcă, adică excepțional. Numai că îți dă o forță și o putere, în primul rând, pentru celula nervoasă. E vorba de acea apă EZ, care trebuie să vă spun ce e, dar oamenii... Nu vezi, nu ce nimic, adică chiar vrem să ascultăm și să învățăm. Deci asta e cafeaua dimineața. Da, asta e cafeaua dimineața și ar fi putut să stau și până la 2, 3, 4 nemâncată. Deci nu e nicio problemă, chiar dacă iau medicamente. Îți unge toate membranele pe interior. Numai că am observat că dieta aceea, știți, cu 16 ore, pentru mine nu merge. Nu merge pentru că am intestine lungi. Trebuie să-i dai de mâncare. Da, 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 da. Citind, mă rog, un anume hematolog, medic, care spune că grupa A2 de sânge ar fi agricultorii, cei care s-au desprins. Eu am A2. Da. Deci să mănânci ce semeni. Și pește și, mă rog, pentru că s-au așezat oamenii pe lângă ape și acolo erau pești. Poți să crești pui. Mă rog. Sigur că organismul nostru probabil, sigur, nu probabil, se comportă puțin altfel decât în laborator, când pui substanțele și nu știu ce. Și săracul nostru organism, care a supraviețuit atâția și atâția ani, adică vorbesc de strămoșii noștri, nu? Au mai mâncat și ce au găsit, până la urmă. Pe de altă parte, creierul nostru e... alcătuit, e format ca să supraviețuiască. Și atunci el e cam leneș și îi place lucrurile care sunt cele mai facile. Da. De exemplu, aici e ideea cu zahărul. Că tot spuneam în emisiunea trecută, nu zahăr, nu zahăr. Creierul imediat pentru energie, pentru mitocondrii, ia zahărul. De unde îl găsește? Zahărul înseamnă nu numai pulberea aceea albă, ce toți carbohidrații. Și atunci trece la grăsimi. Deci să ardă drept combustibil grăsimile, nu zahărul. Dar dacă tu mănânci și grăsimi și zahăr, ia zahărul, nu îl debusolezi, el e leneș, el ia zahărul prima dată că e mai ușor și grăsimile le depun. Acum, sigur că e greu de făcut. Acest domn care e milionar, Dave Asprey, vorbește numai de carne sau proteină din animale crescute cu iarbă. Probabil el o fi avut bani să găsească fermele care, mă rog, chipurile sunt bio, deși eu nu prea cred în bio ăsta, până nu-l verific eu. Da, m-am apucat să povestesc. Da, și noi n-am zis nimic, pentru că mi se pare că sunteți o persoană care mereu vreți să cunoașteți, să vă informați, să mai aflați ceva. Păi sunt berbec.
Berbecul e înaintaș. Pionier, vrea să descopere. Dar nu-i frumoasă viața așa, să afli? Nu să fii stopat în proiect, adică fac numai actorie până când mor. Nu sunt genul să mor pe scenă, în niciun caz. Dumnezeu ne-a dat atâtea de aflat. Dar parcă nu e ușor să faci pasul ăsta sau declicul ăsta. Să zici acum, gata, vreau să văd și altceva. Nu e ușor. Nu e ușor. Fiecare om, unii se lasă de tutun și alții nu pot, de exemplu, nu? Depinde ce categorie ești. Eu vreau să steți... Dar se poate. Se poate puțin dacă tu, în primul rând, te conduci după ideea respectului de sine. Chiar și când mergi. Știi că m-ai întâlnit, adică la data trecută aveam piciorul cu o întorsă. Am căutat să văd ce mesaj îmi trimite mie Universul din cauza faptului că am făcut întorsă. E bine, mesajul e că nu mai pot face salturi nici în viață, nici în profesie. Singura șansă e spiritualitatea, salturi în cer. Da. Foarte frumos, să fiți atentă mereu la tot ce se întâmplă și toate mesajele. Și la dumneavoastră, practic. La corp, nu? Dar nu pot să fiu, mă obosesc, să fiu atentă mereu. Mai și creșesc câteodată. Organismul mai trebuie agresat din când în când. Sunteți extraordinari, pe cuvânt. Adică mi se pare o schimbare fabuloasă, așa. Și vă întreb ceva acum. Nu vă pare rău că n-ați făcut schimbarea asta cu 20 de ani? 30 de ani? Nu, toate la timpul lor. Da? Mă uit... Câteodată în momentul ăla când zic, bă, dar dacă făceam asta cu 5 ani sau 10 ani? Nu, dragul meu, eu așa când văd tineri și fete frumoase, zic, da, și eu am fost cireș în floare. Acum sunt în toamnă, dar ce roade bogate am. Deci întotdeauna depinde trebuie să știi cum, cum gândești, să pui problema. Cum pui problema, din ce unghi privești lucrurile. De exemplu, te ceri cu soțul, tu ai muncit, de ai nebunit și el nici măcar nu te respectă să vină la masă când îl chem tu, că asta mă enervează pe mine foarte tare. Dar dacă te gândești, dom'le, omul ăsta a muncit, a venit, a adus bani, depinde din ce unghi privești toate aceste probleme. Deci din unghi depinde din ce unghi privești că poți să fie tot armonios. Păi da, că în armonie, când mintea și cu inima e în armonie, atunci apare vindecarea. Nu te-ai mirat cum, Doamne, mă tai, am o rană și organismul ăsta știe să o vindece? Și mai dau un sfat. O, iartă-mă ce am făcut. Am pus mâna ceea ce nu-mi place. Eu îi spun din când în când inimii mele, te iubesc, inima mea. Muncești pentru mine atâta. Te iubesc, creierașul meu, ești frumos. Îmi dai idei bune. Când merg și îmi vine să mă cocoșesc, am pornit de la ideea cu piciorul, spun, respectă-te pe tine. Îmi dau un ghiont. Mergi puțin mai dreaptă, mai frumos. Ce e asta? Deci, lipsa rușinii e semnul prostiei. Când văd atâta oameni, atât de dezinvolți, chiar la televiziune, dom'le, trebuie puțin respect, că totuși, oricât am vrea noi să fim firești, știm că milioane de oameni ne pot asculta în clipa asta. Sunt mii de idei. Aș putea spune și despre lucrurile pe care le urăsc. Dar ce-mi trebuie mie să mă bag în gura lupului, nu? Aș putea vorbi. Totul depinde de noi, alegerile ne aparțin. Da, noi avem lege divină, nu? Liber arbitru. Putem alege. Te duci pe drumul ăsta la destinația finală sau pe drum de asfalt te duci la cimitir. Tot acolo te duci, dar depinde cum, pe ce peisaj mergi. Gata, am trecut în gură. A fost superb astăzi că ați venit și mi-ar plăcea să veniți să fiți antrenoarea noastră. E prea mult. Știți de ce? Pentru că toată ziua interacționând cu foarte mulți oameni, forfota asta, lumea se duce la serviciu, la școală, copii, parcă nu mai e timp să te privești și tu pe tine. Bine, a fost o perioadă și eu când am fost în atâta lume, atâtea seriale. Și acum e întoarcerea spre mine. Știți câte lucruri poți descoperi? Ai putea să te concentrezi. Știți rusoaicele alea care mută lucruri de pe masă? Ia concentrați-vă odată să vedeți dacă puteți o frunză să o mișcați. Și atunci o să vă dați seama de cât de mici suntem sau cât de mari. Da, cât de mici suntem, că nici măcar o frunză nu putem clinti sau cât de mari. Peggy a sorbit fiecare cuvânt de la dumneavoastră. Peggy este colega noastră care este extraordinară și de multe ori are și pentru noi lecții de viață. Peggy, perfect. Tora Vasilescu, vă mulțumim mult, sunteți extraordinară. Mulțumesc mult că m-ați ascultat.
numai jurnaliștii mă ascultă atât de frumos, soțul nu prea mă ascultă. Depinde din ce punct de vedere priviți, pentru că poate soțul vă ascultă, dar nu vrea să vă dea impresia că vă ascultă ca să nu vă plictisiți și să nu-i mai spuneți. Vedeți? Am învățat ceva soții, de la dumneavoastră. Soții noștri sunt în general gică contra. De câte ori spunem ceva, îi spun invers. Doamna Tora Vasilescu, depinde cum priviți, poate îi spun tocmai invers ca să țină mintea fresh și să creeze această, cum să spunem, pornește și oprește mintea. Da, de aceea iubim noi pe ei. Sunteți minunată și vă mulțumim mult că ați venit. Tora Vasilescu, senzațională, oameni buni.